Aseară s-a mai încheiat o etapă de Asia Express, au plecat acasă. Au plecat. Cine? N-am fost atent, am adormit. Cosmin și, și Adi. Au pierdut ultima șansă. Și plecați în Indonezia acum? Sau da, unde plecați? Plecăm în Indonezia? Indonezia mâine. Mâine. Mâine? Cum mâine, mă? Sunt duminică. Duminică începe noua etapă din Asia Express. Da, Petru, dar cum a rezistat? Vreau doar să subliniez că, uite, Nardea, deși a plecat acasă, o pupă pe Prosan în Iubire cu parfum de lavandă, exact. Foarte multe episoade. Dumneata, cu Ion a stat, înțeleg, nu? Da. Rămânem în continuare pe același tip de relație toxică, care se încadrează foarte bine în ecosistemul ăsta românesc. Hai te așteptai ca să în ce etapă sunt? În a șaptea, nu? A șaptea, da. Te așteptai să... Păreau așa. Dar să vezi ce surprinși au fost ei. Mie că-l mai tund odată. Dacă nimerez numele ăsta... Îl tund. Gorgos MS. Bună dimineața! Gorgos dimineața! Bună dimineața! Ce răzi a pronunțat, mă, tu? Bună, poți să-mi spui exact cum se pronunță numele? Da. Emeșe. Emeșe. Și celălalt și primul? Gorgos. Gorgos Emeșe. Da. De unde sunteți? Târgu Mureș. Din Bacău. Din Bacău. Pe 1 noiembrie vin la Bacău să cânt la Teatrul de Vară Radu Beligan. Da, poate fi noiembrie, nu e de vară. Și că e fain. Păi da, că spectacolele de vară s-au dat toate. Azi în 2 săptămâni. Te-ai invitat aseară la Asia? Da, cum? Și ia să vedem care e întrebarea zilei. Cine știe să conduce? Care dintre următoarele misiuni nu a făcut parte din cursa pentru ultima șansă? 1. Confecționarea unor zmeie, prepararea înghețatei a doua sau a treia, crearea unor figurine din pastă de zahăr? A treia. A treia, răspuns corect. Perfect! Te-ai calificat pentru etapa a doua a super jocului nostru de la super emisiunea Super Neața, păi din da. Super ziua de super joi. Dar ce poate câștiga, n-ai zis? Ce poate câștiga? Iată, vezi? Acest... rucsac. Rucsac. Un rucsac, două... Rucsac. Și celălalt. Și un abonament Sacuri. Pe un an la Antena Play. Trebuie să-mi spui cu cine vrei să joci. Cu Răzvan Ramona sau Adina Mane? Cu Răzvan Ramona. Hai, le, imprevizibil, da. Imprevizibil. Bă, da, pe Mane nu-mi place nimeni, mă, frate. Nu l-a ales unul la telefon. Ba, da, da, și așa, n-ai văzut. El nu prea zâmbește. A fost ales. Mie îmi place de el. Dar nu s-a dus. Și mie îmi place. Da, mai ales când tace în pauze. În pauze e cel mai amuzant. Dacă echipa pe care tu ai ales-o câștigă jocul, atunci câștigi și tu și șansa de a merge în Asia Express. Sezonul următor. O etapă întreagă o să stai cu echipa de producție. O etapă întreagă o să stai. Tu ai prins asta? Nu, după, imediat după sezonul nostru s-a băgat premiul ăsta. Jocul înseamnă să vă puneți căștile pe cap și să agățați cu cârligele, elasticele, în cât mai mult, în cât mai puțin timp posibil. 90 de secunde are fiecare, vreau să nu mai fie niciun elastic acolo, vreau să dați cu pornul în față, auzi? Până cad toate. De bucălai au zis în roast că eu nu zic că era urât, dar îl puneau cu fața în jos în cărucior. În caz de egalitate, stimatul nostru telespectator va câștiga concursul. În cazul în care echipa pe care ai ales-o pierde, s-a dus. Bad deci, luck. Practic, sunt două șanse de câștig. Da. Să câștige echipa pe care ai ales-o sau să facă egalitate. Deci la X și la Y. X și la Y. Am înțeles. Începem! Bun. Aveți 90 de secunde, da? Da. Mane și Adina. Amândoi deodată, da? Echipa da. Mane Adina. Bun. Începe... Da, amândoi deodată. Trebuie să rupem cât mai multe, da? 3, 2... Voi jumătate, unu jumătate. 1. Începe Adina. Start. Ia uite foarte ce bine. Doamna Adina cu... Trage Adina, trage da, tare! Ia uite ce s-a prins ăla acolo! Hai, următoarea, dă mai tare! Hai! Un pic, hai, ușor, 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 de spate! Bă, dar nu voi trebuie să o ghidonați! Bine, da, da, are partener! Ia uite ce trage, ești bine, ești bine! Dar ce ai zis? Le-ați prins, nu v-ați încurcat! Mai sus, mai sus, mai sus, mai sus! Hai, Mane, poți să încerci și tu! Mamă, dacă n-am luat căștile la cap. Mamă, ia uite! Mamă, ce dă mare, ești ciocănitoare! Uite-o pe Mane! Asta e, asta e! Bravo, Adina! Bravo! Uite-o ce... Uite la ce se pricepe, mă! Bravo, mă! Uite, mă! Mai aveți trei! Păi da, dar are azimutul, bă, de se vede de sub... Mamă! De sub cozoroghii se vede azimutul.
Normal că citește mai bine. Haide, Adina, Adina, bravo, gata. Una, două mai aveți. Hai, Adina, ia-l-o și pe ăla. L-a luat Adina și pe ăla. Hai, bravo, hai, Mane, ăla e. Da, te descurci. Te descurci, Mane, ești bine, ai luat două elastice. Trei, bravo, stop. 30 de secunde. Vreau să fiu și oale. Un minut fix a fost. Aveți de bătut 60 de secunde. Mamă, stimați colegi. Hai. Răzvan, n-ajunge la... Hai să mutăm? Mă, n-avea cu pofunda. Direct pe ăla de mâncare. Hai, 3, 2, 1, 2. Hop, hop, mai sus, Ramona. Mai sus. Mai trage, tare. Ești bine, bravo. Stânga. Bravo, Ramona. Păi ce mă, ochii dea mâna de pe ea. Stânga, sus, sus. Mai sus, mai sus. Mai în spate. Mai în spate. Mamă, dar ce bine s-a dus. Ce e asta? Nu se pune! Așa, sus, 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 mai sus. Nu, nu, așteaptă când zic eu. Acum, dar tu de ce nu bagi, Răzvan, când ligu în gaur? Ce zici? Nu mă binge! N-ajunge, n-ajunge. Sus, ești bine, dă-i cap. Sus în dreapta. Sus în deal, e o casă. Răzvan, păi ce nu te pierzi. Dar păi și tu, Răzvan. Dar dacă nu vei... Răzvan, păi și tu. Dați-i bara mai jos. Ai fi să te mișcă toate acum. Dați-i bara. Eu mă trag în jos. Va rezolva, Răzvan. Aveți 6 secunde să egalați. Asta bota, Răzvan, jocul ăsta. Da, rău de tot. Asta bota. Dar acum mă ghidone, cum văd? Da, ce așa. Vreți să vă arătăm noi cum se face? Fuge, fuge. Ai dat-o bine, te prețe. Ce mă zici, mă, fiate, că zic eu ție. Stai, fotolește-te, deci. Fotoletul. Aduce-ți un scăunet, până duminică se chin. Stânga. Dreapta. Jos. Față. Băi, stânga mea. N-a funcționat echipa asta. Ați abonamentele de la gură. Dragă MS. O, dar le-a legat trăița. Uite-te puțin. Unii mai câștigă, ce se face? Asta e viața. Dragă MS, ne pare rău echipa pe care ai lăsat. Azi nu a câștigat, dar tu câștigi un abonament la Antena Play. Pe un an de zile. 12 luni, 365 de zile. Ne pupăm, mulțumim că ești telespectator de Neața și de Asia Express.